ce a venit cu vlogul aici? Trebuie să extragem. A, vrei să mergeți un cam? Păi dacă ajungem la nudel dutăl și n-am extras, ia hai să extragem. Hai să extragem, domnule. Extrage. Uite pe ăsta. Vezi că astea-s cărțile. Hai mă, dă bă la cu mâncare. Nu vezi ce puține sunt? Așa ești tu dreptate, că nu seamănă la nudel dutăl. Uite, și eu le iau pe ăsta care a ieșit din schemă. Ia să vedem. Deci ce avem aici? Vezi tu. Avem... Ta-la-la-lam. Bă, dar nu mai pleacă, mă, de la mai din casă Halloween-ul ăsta? Nu, deci N126 da. Și N66. Bun. Avem de făcut niște chestii astăzi, vă luăm cu noi, iar la întoarcere am de făcut ordine și disciplină, de dat cu și acolo nu vă mai luăm aspiratorul, cu noi. De dat cu mopul, deci am o grămadă de lucruri. Astăzi o să fie o zi lungă și m-am trezit și târziu, ca ultima putoare, îmi fac shaming singură, m-am trezit la 11, deci da, ceva... Da. Toate cu dorul s-a trezit când a venit nenea cu picamărul. Stai iar să-i stea păcăștirea. A tras o jurătură de aia de birjar și a luat telefoanele și Kindle-urile și s-a dus jos la calculator și nu știu, a lucrat ceva până m-am trezit eu, că eu am venit și el încă făcea treaba acolo. Ai. Și îi zic, păi, trebuie să facem o grămadă de lucruri astăzi, hai să ne îmbrăcăm și mai stai. Mai stai un pic să mă trezesc și eu. Să mai stau puțin, te-și fă și mie o cafeluță. Mi-am făcut cafeluță, iubirea mea, am stat acolo împreună jos la birou și acum vrem să o tulim, pentru că ziua e și mai scurtă din cauza faptului că m-am trezit târziu. Salutare! Bine ați venit la vlog! Aia, domnule! Hai! Gata! S-a terminat cu procrastinarea, e timpul să răspundem la o întrebare. Cui ne adresăm? Mi-a pus doar această întrebare care mi-a pus capac în prima instanță când am auzit-o, pentru că mi s-a părut foarte greu de răspuns la ea, însă când am luat-o așa puțin prin și am disecat-o și am despicat firul 4, ceva la care sunt o expertă, am zis, dom'le, am câteva răspunsuri, pot să-ți spun. Și eu pot să zic așa, că ne adresăm oamenilor care iubesc viața în prima instanță, care văd ceva pozitiv și le place să trăiască și să se bucure de fiecare minut și văd orice zi ca fiind o ocazie specială și o ocazie unică. După care oamenilor care știu să se iubească și care știu să se respecte, pentru că cumva astea merg mână în mână întotdeauna, cred că și oamenilor care vor să progreseze, să învețe și nu neapărat numai pe partea asta de carieristico, educațională, whatever, ci să înveți ceva nou în fiecare zi. Aș putea extrapola și aș putea împărți în și mai multe categorii, pentru că mi se pare că sunt nenumărate și fiecare avem o particularitate. Și celor care le place să mănânce, de ce nu? Pentru că... Dar asta face parte din iubirea față de viață, nu? Și faptul că îți place să trăiești, bineînțeles că mănânci ca să trăiești, nu trăiești ca să mănânci, ca mine, pentru că eu sunt un exemplu negativ. Dar cred că totul, dacă vreți, este cumva foarte bine concentrat în prima categorie sau primul lucru pe care l-am spus, acela, doamne, să iubești viața și să vezi ceva pozitiv și să te trezești în fiecare dimineață spunând, doamne, ce bine am deschis iar ochii, let's do it, let's have fun. Let's enjoy life! Mă gândesc că pozitivitatea e primul lucru. Să nu ai o viziune pesimistă despre viață. Despre asta e vorba. Optimism. Ne adresăm celor care văd oportunitatea din fiecare dificultate. Ne adresăm celor care se bucură de bucuria altora. Ne adresăm celor care zâmbesc atunci când li se zâmbește. Celor care știu să se bucure la surprize, dar și să facă surprize și să găsească bucurie și în a face surprize altora. Celor care văd în a călători, nu ca noi, desigur, de a lua fiecare moment și fiecare loc al descoase și de a găsi lecția de acolo. Celor care le place muzica, de exemplu, și găsesc o modalitate de relaxare și de energizare în muzică, mai ales știți că noi ascultăm multă muzică simfonică, multă muzică culturală. Oamenilor raționali, care gândesc cu mintea proprie și care nu cred în conspirații și balauri și extratereștri care vin și ne mănâncă de funduleț, mie mi se pare foarte important să-ți păstrezi limpezimea minții. Celor care știu să aprecieze un gest, un sentiment, un om, o ocazie, o oportunitate și noi au ca de-a gata, for granted, cum spune englezul. Am crezut că este panetone pe cuvântul unui mare. Arată bine, nu? Ce avem înăuntru? Avem tot felul de geluri de duș, de lumânărele, creme, bețișoare din alea parfumate. Foarte drăguț pentru un cadou, zic că merge super bine. Suntem în modul shopping astăzi,
Dar eu am venit aici la Marks & Spencer pentru că este singurul magazin din Sheffield în care găsesc produse Nux. În partea aia la mall nu au produse Nux, iar în general când vin la Marks & Spencer nu mă pot limita doar la un singur produs. Mă uit la 100.000 altele. Oh, ce frumos arată asta! Nu ți se pare? Mandarin, clove and cinnamon. Dar oare noi putea... Ah, știi ce miroase? Exact cum e uleiul ăla pe care l-avem acasă. Uleiul ăla e foarte puternic. Dom'le, abia aștept să începem vlogmasul ăla, mă crezi? Abia aștept. Ca să mai cheltui niște bani pe porcărioare. Asta e super frumoasă. Ai un cușcicană. Nu, nu, este o lumânărică, da. Eu am uitat că au și lucruri de casă. Eu aveam senzația că au numai haine și cosmetice, dar au și ornamente și produse pentru casă, Marks & Spencer, iar în partea aia la mall au băgat și mobilă. Opa! Unde ești? Unde ești, moșule? Unde e? Că zice că aici e workshop-ul lui. Santa Workshop? Păi da. Asta nu ne duce noi să bambuză un alt moș anul ăsta, cum a făcut în 2019. Da, de două ori am fost. Da. Vai cine de mine, nu știe vlogmasul nostru, primul nostru vlogmas din 2019, ne-am dus la mall, era grota lui Moș Crăciun. E grota lui Moș Crăciun, o să vină sâmbătă duminica viitoare, când ți-am zis eu cu luminelele cu așa. Și ne-am dus peste moș și în prima instanță moșul a zis, da, sunteți cei mai mari copilași pe care i-am văzut până acum. Și ne-a văzut cu o seară înainte, ne-a dat și o carte de povești, da. Mai știi? Și a doua zi... Ne-a zis, când veniți, a doua oară, pentru că i-am spus că o să mai venim o dată, adică îmbrăcați corespunzător, au pus și o sticlă de whisky, mă, copii, mă... Da, așa ne-a zis. Și a doua zi ne-am dus, dar era al moș și nu mai știa de discuția de... Și nu i-am mai dat sticla de whisky. Da, nu i-am mai dat, am reușit să scăpăm, dar am făcut poză și poza aceea o scot mereu când vine Crăciunul și o pun acolo la mine pe birou și arată super. Poate că totuși ar trebui să luăm și noi anul acesta chestiile astea, știu nu știu de ce. Asta, bine de tot, la, pe șemineu. Da, tata, ești cetățeancă, doamna Moraru. Așa e. Nu ar trebui? Trebuie să mă aliniez. Trebuie cu... să te duc, după ce ne luăm de ăștia, te duc frumos în pub. În pub? Îmi dai un pint? Îți dau un pint din ăla. Nu, îți dau trei. Da. Te faci rangă, dar și știi... atunci spui, ce britishness-ul meu. Ce britishness-ul meu, da? Tu știi ce trebuie noi să luăm? Și am văzut că sunt în Primark. Niște chestii care sunt așa ornamentale și sunt ca niște cuiere pe care le pui pe șemineu ca să-ți agăți ciorăpeii. Și că noi avem ciorăpeii cu inițialele noastre, să ne lase și nouă moșu acolo ceva. Anul trecut, da, în vlogmasul trecut, am folosit bețișoare. Bețișoare, le-am pus, le-am prins cu scoci pe verticală și am agățat acolo. Dom'le, creativitate. Cum e? Creativitatea românului a venit aici? Așa e. Am uite, făcut-o românească, cum s-a da, spus. Hai să-i luăm, frate, unde ăsta, că el e cu brăduții mici. Că tot era... Dar ce ăștia chiar no, să uite, luăm de ăsta și mai da. Voi ai brad, poftim, ia un brad. Asta sigur îl strică mânțâca. Da, sigur e prea mic, nu sperie. Da. Trebuie să iau lui Doru pijama de asta, deci e prea amuzantă. Deci asta e pijama de Crăciun, dar e non-convențional, observ. Nu e cu Mickey, nu e cu Moș Crăciun, e cu animăluțe care au urechi de ren. Panda efecte cu urechi de, de ren, n-am mai văzut. Da, uite-l și pe mățuca asta cu căciulițe de Crăciun, foarte drăguțe. S-a mutat toată jungla super aici. Super calitativă e și au pentru toată familia, observ, copii... avem și pentru doamne, bine, mie mi-ar fi plăcut să fie totul asta, așa cu pantaloni. Și bineînțeles, avem și pentru cei mai mici. Cât de cute e asta? Cât de cute poate să fie? Nice. Și mie mi-ar plăcea niște de ăștia, așa. Ți-ar plăcea? Da. Bine, dimensiunea mea, că ăștia sunt cam micuți aici, ăștia, e traianul de fete. 37. Dar stai tu cu ei în casă, cu ăștia așa? Păi să știi că asta. Știi că are, mie nu m-a plăcut niciodată UGG-urile alea, da. Știi? Singura problema e să nu facă gălăgie în timp ce merg, pentru că atunci când filmăm, știți, probleme youtubistice, îți cumperi în casă lucruri în funcție de ce probleme youtubistice ai. Dacă s-aud zdrang, 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 mă enervează că noi avem parchetul ăla care e foarte gălăgios. Uite! Să fii sigur astea, că ăsta face da, fac între astea două observi, da. Sunt același model. Băi, da, astea roșii nu-mi plac deloc, deci mie nu-mi place deloc motivul ăsta dacă nu sunt în Scoția. Da? Nu-mi dau seama dacă sunt electrice. Nu, sunt... nu, sunt ok. Deci vezi cum e bolul, după care e turnat înăuntru, e și moale, dacă pui mâna. E un gel ceva. Și aici e lumânarea, care probabil ăsta se încălzește și s-o transforma în ceva și sclipiciul ăsta s-o... S-o mișca? Mișca, habar n-am. Miroase foarte bine, în schimb. Foarte frumos. Ăștia de la Marks & Spencer împreună cu cei de la Next, mi se pare că sunt the top. Ceea ce privește ornamente de genul ăsta și tot felul de fantezii de casă.
ceea ce ne dă nouă senzație de acasă aici la Marks & Spencer este cantitatea de pensionari care vizitează în general Marks & Spencer. Da, elementul nostru. Exact, dar nu avem nicio treabă, adică la toată lumea acasă. Imaginea asta cu zăpadă și casă în care iese fum pe horn, da, așa o senzație de coziness și de parcă și aud copiii și clopoței și mai avem și un ren aici, ceva senzațional, o imagine super. Mi se pare interesant, dar mi se pare interesantă chestia asta cu gelul, n-am mai văzut până acum. Nu știu, astea sunt scrub-uri de corp. Doamne, miros senzațional, n-am folosit niciodată, dar toate astea aici sunt produse sustenabile. În sensul că sunt produse ecologice, uite-te cum sunt ambalate, zici că sunt în frag de ouă. Mi se pare interesant, dar n-am mai văzut până acum, nu știu gama asta, cum se numește, provenance, se numește această gramă. De fiecare dată când le văd, am impresia că sunt panetone de alea mici. Chiar că arată panetone. Sunt tot așa, tot felul de creme. E plin, pentru cadouri, acum, deja a început nebunia. Da. Uite. Să ce-i domnule, să pun, e, să pun, fii atent și în ce fel l-au prins. Dar ce fel frumos miroase. Vreau să vă spun așa, că din punct de vedere al cadourilor, e foarte ușor să fii indecis între ce să alegi aici, însă, ca întotdeauna, pentru femei, ai prea multe opțiuni și trebuie să alegi între opțiuni. Pentru bărbați, mi-e atât de greu să găsesc cadouri. Le-am găsit, le-am găsit? Da, da, sigur sunt aici. Data trecută am avut această plăcută surpriză să găsesc că tot ce am nevoie de la Nux e aici și că nu am nevoie să dau comandă. Problema cu comanda pe site e că durează foarte mult până vine, iar mie mi s-a terminat gelul de față de tot. Nux. Raftul tău favorit. Da, raftul meu favorit ar fi... Și al meu, că nu mai mergem în Leeds. Da, asta așa e, că mergeam de obicei în John Lewis să-mi iau, dar e foarte tare că nu are gelul meu de față. E, serios. Deci asta este senzațional, domne. Nu văd nicăieri gelul de față. Văd că l-au pe ăsta de la Rev de Miel. Gel Nutella. Aș putea să-l iau pe ăsta momentan. Nu e Aquabella. Eu de obicei folosesc Aquabella. Gama Aquabella mie îmi place foarte mult și gama Rev de Miel îmi place mult. Dar, na, până una alta îl iau pe ăsta ca să am cu ce să mă spăl pe față. Cred că toate gamele lor sunt foarte bune. Mă plătesc foarte bine, ca să spun asta. Fac ce fac și tot pe site sau tot la Leeds ajung. Asta e. Vai, ce frumoase. E un parfum înăuntru. Sunt trei feluri de uleiuri. Mi se par foarte drăguțe. Prezentate deosebit, da. Hai să vedem ce au făcut aici. Noi inițial am crezut că vor face case din astea modulare. Dar de unde? Ei au făcut cârciumi, domnule. Ia uitați ce cârciumi au făcut ei aici. Și se vând tot felul de lucruri. Și pe partea asta sunt suveniruri mai degrabă. Că le vedeam în geam. Eu cam desumflat, că eu chiar aveam așa așteptări să-mi prezint o casă făcută interesant din containere din astea. Practic au făcut niște extra cârciumele, cafenele cu sausages și... Nu, not impressed. Unde am numerit, dragă? Să salvăm planeta. Votați Delia președinte pentru asta. Am venit aici, lume bun. Am văzut din zare că avem destul de multe persoane adunate brusc după ce am sărit mașina de poliție. E un, nu neapărat un protest, ci mai degrabă o dorință de exprimare a unor cauze, să spunem așa. Cauze și a aduce awareness. Cum se spune awareness în lumea? Cam o să zice parvenit-o de diaspora. A ne face atenți la... problemele, ce pericole, da. Și ce probleme există cu privire la planetă în momentul de față, pe care nu le neg, că așa cum am spus, ne plac oamenii raționali. Însă eu cu acest produs de la Nux aici, oare arăt că sunt sustenabilă? Hai să-l bag undeva, să nu mă ia. Da, hai gata. să facem de-asta, de-a noastră, așa, clasică. Bă, mai are un pic și vreau să o bage înăuntru, se pare că... Da, drăguț. Hai! Da, uite, domnule, că ne-a ocupat cineva masa mică acum. Ne-am așezat aici să mâncăm așa mult, că de regulă când ne așezăm la masa asta, mâncăm multe lucruri. Scoate sos, biletele. Biletele. Hai! Hai! Hai. Da, uite unii dis. Just a second. We want these numbers that you see here.
right? Yes. Don't tell us what they are. Oh. You just bring them to us. Okay. No problem. And also, if you can bring, please, this one, white coffee. Oh, white coffee. The white coffee, hot, hot, please. And a small, a large, small, and aloe vera, please. Okay. Okay, so these two. These two. All right. Doamne, fata asta e nouă, nu știe. A rămas un pic surprinsă așa, dar nimic, o să că se prinde ea repede. Terifiat ar fi cuvântul corect, dar să zicem că ea a fost surprinsă, da. Sunt puțin așa ceva de genul ăsta, siguri că practic ei se gândesc cumva dacă vă aduc o porcărie și după aia ziceți că nu vă place și bla bla bla. Dar ei nu știu că noi suntem niște saci fără fund, practic, și noi mâncăm. Nu adune mâncare, că noi mâncăm, nu-ți face tu griji. Eu am zis că vreau un pint mai devreme, dar nu un pint de cafea. Cel mai bun e pintul de cafea. Deci uitați-vă ce mi-a adus. Mi-a adus o halvă de cafea. Din aia maleziană cu, cu lapte din ăla condensat. Este extraordinar de bună. Are un gust de alune pronunțat așa. E perfectă pentru vremea de afară. Iar dacă poate să trebuiască, nu-i destul de dulce, puneți și miere de asta. V-am zis că ăștia de la Nux mă plătesc bine și acum trebuie să găsesc orice pretext să-i bag în vlog. Vreau să vă zic așa, că făceam planuri cu Doru aici despre ce trebuie să facem pentru restul zilei și are cumva, își ține falca în momentul de față, că se gândește, Doamne ferește, dacă o las pe Delia să facă planuri, trăim 10 zile într-una singură. A făcut schimb de locuri, că mie îmi place să mă uit afară și să văd acest minunat peisaj sheffieldian. Sheffield este cel mai tare oraș, dar am fost în viața mea într-un oraș mai minunat decât Sheffield, votați de Lia președinte. Și de asemenea mi-am adus aminte de Trading Places, în momentul în care am făcut schimb, de Eddie Murphy. Dacă ați văzut filmul, dacă nu l-ați văzut, vă recomand, am râs cu lacrimi la filmul ăla, cel puțin faza aia din tren. Cine știe filmul, pur și simplu îmi curgeau lacrimile de râs. Vă recomand un film bun, uite, na, un film vechi, un film de Crăciun, pentru că este în lista filmelor de Crăciun, de iarnă, așa cozy, Trading Places se numește. Am terminat Jordan Peterson, prima carte, gata, e timpul să vorbim despre ea. Însă asta pe live, cultura și educația doar pe live. Asta e surpriza, asta e 66-le. De fapt, asta este ceea ce ar trebui să mâncăm noi la ora asta, pentru că nu este decât ora 12 și ar trebui să mâncăm asta, ce e aici, pentru că fasting-ul e fasting. Dar am zis că sâmbătă e ziua de cheat day, pentru că duminica e mai ușor să facem fasting, pentru că deja suntem în depresia de, aoleu, mâine trebuie să mergem iar la serviciu. Și e mai ușor. Sâmbătă ești excited, că e weekend. This one is 126. Okay. What's this? Okay, that's good. Sos. Perfect, thank you. Ia uitați, domnule, ce am avut la N126. Deci ăsta este un sos. Sos, da. Deci, bă, dar cât sos avem aici? Practic mâncăm sos. Sos în cantități industriale. Să vedem ce ne aduce la celălalt, că o să merge super bine, merg aripioarele alea. Ia gustă-l tu, ia vezi, e dulce? Cred că e dulce la cum îl simt. E picant, cred că, dar oțet mult. Are super mult oțet. Dar așa, cred că este ceva sweet and sour, nu? Nu știu, ia vezi. Ia uite-l. E sweet and sour sos. Trebuie să pun niște de ăsta aici, trebuie să facem ceva cu el, nu? Explode kidney flower. Alright. Deci, floare de rinichi explodată. Ok, cool. Now let's order. We're gonna have this and I want my fry pot and you want the... I want the wings. Wings. Which one? Wings. Salt and pepper chicken wings? Yes. Okay. Yes. Yeah. O să încercăm să vedem ce avem și aici. I'm gonna try the kidney. No, we're gonna leave them, don't worry. No, it's the... Yeah, kidney flower. So it's basically kidney flower. It's from what animal? Pig. Pig. Oh, even they won. More. Nice? Yeah. It's nice? It's yeah, okay. Of course. Trade-o. It's nice, yeah. Hai că nu se potrivește cele două. It is nice, yeah. Thank you very much. We show a lot Chinese students. Nu miroase rău deloc. Ce vorbești, Joana? Sunt super buni. Ce figuri pe mine. Acum vine gustul ăla puternic. Da. Super. Sunt buni. Nu sunt chiar super buni. La prima instanță e foarte picant. Și are mult usturoi,
Dar după aia se simte că a fost ridic. A făcut multă treabă în viața lui. Da, nu e ceva ce aș comanda. Dar nu e nici ceva ce aș mânca acum, sincer. E bun, dar nu prea. Știți cum e. Cum e iubire? Bă, nu pot să zic că este extraordinar. Deci care e treaba? El așa, combinația, e beton. Super picantă, legumele sunt superbe, de-a dreptul superbe, n-am ce zice. Mă, rinichiul ăsta, exact cum zici tu, mă, lasă un iz după el care nu-mi place. Dacă asta era făcută cu vită, mă, era genială. Dar oricum, o să termin toate legumele de aici și o parte din rinichi, pentru că îmi plac. De bine, de rău, culmea, mă așteptam să fie mult mai respingătoare. Cred că mai e și faptul că parcă pofta vine mâncând, nu-i așa? Așa, domne, asta e. Aripioarele sunt viața mea. Mamă, cât de bine miros. Deci nu știu cum fac oamenii ăștia, dar pun usturoi din plin și miros senzațional și am luat să meargă cu 126. Noi acum, de la bun început, ne-am spus, venim, comandăm. Mamă, ce picant e. Și dacă se întâmplă să nu ne placă, comandăm, dă mâncăm, că nu venim aici doar ca să încercăm. Dar asta este o idee foarte bună din punctul nostru de vedere, de a experimenta și alte mâncăruri de care nu ne-am fi atins în mod voluntar din meniu. Pentru că au peste 200 și nu știu câte de feluri. Problema e că ar fi trebuit să facem altfel regula, mâncăm ce ni se dă. Asta ar fi fost o treabă, înseamnă că aș fi făcut foame astăzi. Nu. Gata. Am lăsat rinichii acolo, am mâncat legumele, așteptăm acum să vină hotpot-ul, că l-am văzut deja, se pregătește. Cum merge? Extraordinar, doamne. Perfect. A venit și hotpot-ul. No, thank you so much. Și acum să ne apucăm să mâncăm. Mi s-a stins lumânărica. La cât e ăsta de fierbinte, nici nu-mi fac griji de lumânărica aia, plus că la cât e de fierbinte și iute în același timp, n-am înțeles niciodată cum Doru poate să mănânce. Însă trebuie să nu-l vedeți în timp ce mănâncă, de obicei. Efectiv transpiră, vin cu șervețelul cum vin asistentele la chirurgi. Îl tabodez așa pe frunte pentru că transpiră în timp ce mănâncă și enjoyează la maxim senzația. Multă carne, multe legume, totul foarte picant, așa cum îmi place mie. Am rezolvat problema. Avem o lumânărică nouă. Să țină, domnule, asta cald aici. Să știți că dacă se răcește, devine destul de grețos. Ce s-a întâmplat? Așa picant.